Domnule! Acum ai pe dreapta! Lua băieții, am dat foc la internet. Salut șacalilor, ce faceți? Am fost cel mai mare bolnagiu din lume. A zis că postez reacții acolo de Valentine's Day. Nu știu cum, n-am mai postat nimic. Am luat alea, am depresia, alea. Vă dați seama că nu te simți bine. Nu poți să fii trist și să filmezi. Adică n-ar avea sens. Tocmai de-aia mai târziu 4 zile, știi, ca să fac cel mai ciudat videoclip din lume. Nu e reacție, că eu nu reacție. Asta nu pot fac reacție la așa ceva. Adică da, mă uit, dar nu e reacția aia pe care o așteaptă toată lumea. E ceva la mijloc acolo, e o reacție wannabe, mă înțelegi? Deci asta facem azi. Dar înainte de asta, cei care nu mă urmăresc pe Insta pot să-mi dea acolo un follow, mai ales că am postat o poză nouă, vreau să dobor record, așa că ajutați-mă acolo, mai ales că mai postez de-astea cu videoclipuri, cu viața mea. Nu prea am ce să postez, că nu prea am viață, adică. Probabil știți de ASMR, cine nu știe de ASMR, nici eu nu știu. Da, nici eu nu știu ce înseamnă ASMR mai exact, nu știu, gen, a, stai mă, ratatule, sau ceva în genul ăsta, mă dor urechea, nu știu. E atunci când ești cu microfonul, se aude super, super tare la urechea ta și tu faci pielea de găină, sau dacă ai fetișuri așa, îți place și zici, da, chiar îmi place să mă linge în ureche, da, îmi place să aud asta. Da, și cum nu m-am gândit în viața mea cum s-ar auzi când m-ar linge cineva în ureche, pentru că chiar nu m-am gândit la așa ceva. Atât reacționăm la ear leaking, frate, adică niște fete care... te lingă în ureche, cum ar vei. Băi, vedeți că e divertisment, nu e altceva. Deci hai să mi-am luat și căștile astea mari ca să aud așa 7D prin 7, știi, că astea 7, așa, mamă, cum aud. Mi se duce sunetul așa, pa, simt că mă ling așa prin creier. Nu știu ce, doamne, iartă. Ok, luăm porcările astea mari, mă simt ca în 2014 când mă juca Minecraft și m-am cu astea, doamne, ajută. Neapărat un like și acum hai să vedem. Da, subscribe cu nu știu cum, hai să vedem, deja mi se pare ciudat. Unule, dar îmi pocnește aici decibelul la urechea, am nebunit la capul și după aia cum lasă urechea acolo. Aoleu, că m-a luat aici, aici la encefal, cum se numește ăsta, doamne, zic că-s pocnitor de alea, mă nebunit, nu pot. Că am bali de aia în ureche, acum ești nebun la casă să mă șterg, că dau un pic așa, știi, că am bali de aia în ureche. Tu-s gura, mătii, care îmi lingi mie urechea, păi, dar eu mi-am spălat urechea să mi-o lingi tu. Am uitat să menționez că trebuie să vă uitați cu căști, deci trebuie să vă uitați cu căști neapărat, adică ori o facem și... Tu dai seama că, uite, fetele astea, ling o ureche 15 minute. Johnle, nici dacă ar fi secție specială în oraș la tine, nu ți-ar linge cineva 15 minute ureche? Ești nebun la cap? Că ar fi de la masaj de ureche linzi 5 minute, 50 de lei ceva, dar nu 15 minute, bă. Bă, știi cum ți se fac buric cu degetelor acolo, știi, când le bagi prea multă noapte, ți se face așa, ți se bârcești urechea, uite așa ți se face urechea, mă nebunit. Aoleu. Doamne, o să fiu ca la terapie. Următorul videoclip este tot ASMR, bineînțeles. Adică, John, eu am mai văzut alea cu lingi picioare, știi, că se mai ling picioarele, degete, te mai linge pe spate, pe gât, dar ureche nu. Uite, John. Tăte morți, măi. Uite, cum pe stânga, cum, John-ule. Taci! Dă-l mai departe, pleacă eventual din cadru, nu știu. Johnule, ce mă, la ce mă mă sonu? Dar dacă ești de lase 200 de rai, mă linge urechea acolo. Uite. Johnule! Acum ai pe dreapta! La ce sunt să pot să mă uit? Nu, deci sunt împotriva la, deci dacă, nu știu, dacă n-aveți peste 18, nu peste 18 ani, că uite, nici eu n-ar trebui să mai, dacă n-aveți peste 32 de ani, nu vă uitați la videoclipul ăsta. Deci eu îmi cer scuze că n-am 32 de ani și fac asta, dar trebuia să mai postez ceva pe YouTube, mă înțeleg? Ce mi-ați făcut la ureche? Mi s-au zbârcit urechile aici, uite că nici nu mai aud bine. Doamne, femei fără serviciu, duceți-vă, luați-vă o diplomă de facultate, faceți ceva, nu mai lingiți urechile, nebune. Hai, ca să începe cu un warm-up, ok, deci este o încălzire. Nu că leaking, stop fucking shitting. Bă, deci zici că îmi bate în frunte, bă, ești nebun. Ionule, nu mai vreau să fac asta, doamne.
urechea mea. Proastă stat. Johnule, zici că îți dă cineva, zici, Doamne, îți mușcă așa urechea. Uite, nem, ce pap urechea. Miro, Johnule, miro. Johnule, o să chiar o să stau 5 secunde, uite așa, să-mi imaginez. O să închid ochii și o să-mi imaginez că tipa asta chiar e aici lângă mine și îmi linge urechea. Star. Proasta satul. Era aici, bam, îi dădeam aici katana. Aoleu, mi-a popat urechea toată. Dai seama că aici, știi, ca la spălătorii, frate. Mai întâi ți-o dă cu apă, după ți-o săpunești o leacă, ți-o dă cu bidale, așa, știi, așa e și la ureche. Mai întâi mi-o lins-o, după mi-a mușcat-o, mi-a popat-o aici, mi-a șters-o, mi-a tot, știi, adică urechea mea e făcută varză. Băi, nu pe viață, mai, că eu nu mai rezist. Nu credeți că fac aiurea, eu de asta mi l-am pus pe astea mea și n-am făcut astea mici, pentru că astea, știi, auzi de astea, s-aude mai așa, știi? Doamne, să nebunesc că nu mai am urechi aici la mine. Zile, Doamne, că suntem în 2019 și ne lingem urechile pe YouTube și facem 6 milioane de vizualizări. Zile, Doamne, la ăștia. Poate-i, Doamne, sau ia-le, Doamne, urechile să nu mai poată să le lingă nimeni, să te lingă așa aici pe cap, efectiv, când ai urechi. Doamne, iartă-mă unde am ajuns aici, nu mai pot, John. Oh, Johnule, deci știi cum s-a simțit asta? Ca atunci când te duci la sală și alergi 3 km, știi, și alergi 200.000 de calorii, cam așa. Deci eu sunt transpirat. Deci eu videoclipul se încheie aici, Johnule. Eu nu mai pot, îmi pare rău. Îmi pare rău că ați fost supuși la un asemenea chin, o asemenea tortură. Nu promit că nu mai fac așa ceva. Dar ca orice om, când nu mai ai o idee, mai linge o ureche, te mai improvizezi, mai faci ceva, mă înțelegi, da? Da, bă, șacalor, nu uitați un like, un follow pe Instagram și ne revedem. Încerc să postez și eu mai des. Doamne ajută. Unde e microfonul ăla? Să vedeți ce vă fac eu aici. Aici cred că e. Pa, șacalilor. Pa. Pașa calilor, bine, nu știu dacă aici e microfon. Stai în față la banc post, vorbești de bani, ce banc prost. Tu arzi pește, ce banc prost, mă, te-ai pestit la banc prost. Din familia Bandit, doar că mă cheamă Ted. Din familia Flintstone, cu Barney și cu Bam Bam. Din familia Adams, ca Brian. Știu secretul gustului ca Maggie, delicat și super science. Grupa ta se cheamă Mutant Grand. Aștepți timpul noi ca